Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Ilan Șor nu este beneficiarul furtului miliardului, iar raportul Rol 2, publicat ieri, s-a făcut la comandă politică. Asta spun deputații din partidul Șor, care susțin că fostul primar de Orhei va face în curând declarații. O femeie de 60 de ani a ajuns la spital cu o fractură de picior după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar. Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a zguduit statul american California. O casă a luat foc, un spital a fost evacuat, iar pe mai multe drumuri s-au format crăpături. Ilan Șor nu este beneficiarul furtului miliardului, spun deputații din partidul Șor, care au sărit în apărarea șefului lor după publicarea raportului Crol 2. Ei susțin că documentul este o comandă politică și că, în curând, Șor va veni la Chișinău ca să facă declarații. După ce din raportul Crol 2 publicat ieri s-a aflat că cele 77 de companii din grupul Șor au primit împrumuturi de aproape 3 miliarde de dolari, astăzi deputații partidului Șor au ieșit să contrazică aceste informații. Toivo companii și vovlecionii în aceste proceduri люди не являются beneficiarii похищенных средств из банков. Прекратите обвинять моих коллег депутатов партии Шор в причастности к краже денег. Никаких денег из банков они не крали. Денис Суланов se arată indignat că în raport figurează doar numele deputaților partidului Шор. Где упоминание среди этих кредитов о компании, принадлежащей семье председателя парламента госпожи Гречаной? Где упоминание о Филате? Какой сюрприз, его имени в кроле нет. Еще более странно, что там нет Платона. Как это можно все объяснить? Депутатul consideră că autorii raportului au acționat la comandă politică. Крол, выполняя очевидный политический заказ, за что Национальный банк заплатил миллионы долларов. Документ похож на реферат первокурсника экономического факультета. Уланов s-a mai plâns că biroul permanent al Parlamentului a refuzat astăzi să introducă pe ordinea de zi a ședinței proiectul de hotărâre care prevede delegarea unui deputat al Partidului Șor la Comisia Parlamentară de Anchetă privind frauda bancară. Deputații nu au spus nici astăzi unde se află liderul lor. Он вас скоро соберет на пресс-конференцию в Кишиневе и ответит на все вопросы. Спасибо. Primul raport Crol publicat de președintele Parlamentului Andrian Candu a arătat că o bună parte din banii furați au fost spălați prin firmele lui Ilan Șor, care a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță. Procurorii îl acuză că ar fi obținut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spălat ulterior prin firmele sale offshore. Între timp, Șor a ajuns deputat, dar a fugit din țară după ce democrații au trecut în opoziție. Alte sentințe în dosarul miliardului furat nu au fost pronunțate, deși au trecut 5 ani de la fraudă. Un capitol aparte dedicat grupului Șor, altul care vorbește despre fluxurile de fonduri de la cele trei bănci moldovenești falimentate și pagini întregi despre folosirea conturilor bancare rusești în jaful din 2014. Detaliile se conțin în cele peste 150 de pagini ale raportului Crol 2. Raportul debutează cu un aliniat în care se vorbește despre caracterul confidențial al datelor și se menționează că informațiile nu trebuie tratate ca o recomandare sau luate drept o opinie a companiei Crol, cu atât mai mult judecate în contextul anumitor circumstanțe. Documentul are 154 de pagini și e împărțit în 13 capitole. După introducere și glosarul de definiții, câteva pagini sunt dedicate grupului Șor, din care ar face parte 77 de companii moldovenești. Același grup era menționat și în primul raport făcut public acum 4 ani de Andrian Candu și atunci fostul primar de Orhei spunea că firma nu a făcut decât să caute un țap ispășitor în toată această schemă, făcând referire la numele lui. În consecință, Șor a dat în judecată Crol. La ce etapă se află procesul, nu se știe. Oricum decurge procesul de judecată la Londra, unde ați atacat în instanță? Давайте вот точно, вот это не здесь. Сегодня великий праздник, День Победы. Вы можете меня спросить любые вопросы на эту тему, но не остальные. Al patrulea capitol este dedicat împrumuturilor aprobate de BEM și care era procedura de acordare a creditelor. Acolo se stipulează că o bună parte din documentele ce vizau creditele respective au fost distruse în mod suspect într-un incendiu de la sfârșitul lui noiembrie 2014, caz care nu a fost relatat în presă. Așa că anchetatorii Crol s-ar fi bazat pe studierea actelor salvate în format electronic
pentru a clarifica modul în care s-a permis acordarea de împrumuturi atât de mari într-o perioadă atât de scurtă. Documentele ar fi demonstrat că angajații BEM ar fi fost informați verbal de conducerea BEM, a cărei președinte era atunci Ilan Șor, pentru a face posibile tranzacțiile și pregăteau toate foile necesare, care apoi erau semnate de administrație. 90% din aceste nume sunt oameni absolut onești, dar care pur și simplu au fost în acest circuit. De aceea nu pot fi făcute publice aceste nume. Următoarele capitole vorbesc despre fluxurile de fonduri între cele trei bănci moldovenești, despre mecanismul de spălare de bani, despre implicările conturilor înregistrate în băncile rusești și despre destinațiile mijloacelor. Raportul se încheie cu o listă de tabele în care sunt arătate cum funcționau schemele. Printre ele se vorbește despre legătura dintre depozitele din băncile rusești și creditele de la BEM acordate grupului Șor. Astăzi, reprezentanții Procuraturii Anticorupție au vorbit despre ce s-a reușit să se recupereze din banii furați. Avem 2.276.000.000 bani care au fost recuperați. Aici se divizează în două părți. O parte sunt activele băncilor comerciale și o parte sunt banii care au intrat în contul băncilor comerciale ca urmare a executării titlurilor executorii. Adică ceea ce vă comunicam ca urmare a fie a sentințelor de condamnare unde băncile comerciale sunt ca părți civile pe dosare, fie în ordine separată civilă. Totodată sunt aplicate sechestre pe bunuri în valoare de 2,5 miliarde de lei, menționează Bețișor. Despre furtul unui miliard de dolari din băncile Unibank, Banca Socială și Banca de Economii, numit și jaful secolului, s-a aflat după alegerile parlamentare din 2014. Imediat, guvernul a acoperit gaura cu credite luate de la Banca Națională, pe care acum le întoarce din buget, adică din taxele plătite de cetățeni. Cele trei bănci au falimentat și au fost lichidate, iar proprietățile lor sunt vândute. Șoferii care au circulat astăzi în raionul Orhei au trecut printr-un filtru de control al poliției. Inspectorii i-au tras pe dreapta pe cei prinși că au încălcări. 10 puncte, toți rămâneți fără permis. Și ai viață. Viața e viață, sănătate tuturor, da? Așa au zis cantul. La Orhei s-au înregistrat în acest an cele mai multe accidente. Revenim cu detalii în jurnal. Ruslan Codreanu a fost demis ieri din funcția de primar interimar al Capitalei cu votul comun al PSRM și PL. Decizia a fost luată la ședința Consiliului Municipal, care s-a desfășurat cu scandal. Și viceprimarul Nistor Grozavo a rămas fără fotoliu. Acum nu este foarte clar cine va fi în locul lui Codreanu până la alegerile locale. Privind eliberarea domnilor Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu din funcție de viceprimar al municipiului Chișinău și constatarea funcțiilor vacante. Întruniți pentru prima dată după alegerile parlamentare din februarie, consilierii municipali au demis conducerea primăriei. Inițiativa a venit din partea liberalilor, care împreună cu socialiștii au elaborat un proiect în acest sens. Readucerea administrației locale pe albia legalității, până la alegerea unui primar general de către locuitorii municipiului Chișinău, având în vedere ilegalitățile și abuzurile în serviciu comise. Și a intrat, cum și spun colegii, pe ușa din spate, când cu doamna Silvia, ulterior s-a autoproclamat, nicăieri nici într-un stat din Uniunea Europeană nu-ți permite așa moment. Singurul consilier democrat din CMC, dar și reprezentanții PPM i-au acuzat pe liberali și socialiști că au făcut și la nivel local o alianță în urma căreia orașul va avea de suferit. Constituie o nouă coaliție în Consiliul Municipal, liberalo-socialistă. Fiți foarte atenți ce se întâmplă în Consiliul Municipal. Da, Codreanu, cineva trebuie să organizeze alegerile municipale. Vedeți. După mai multe certuri și neînțelegeri, Ruslan Codreanu și Nistor Grozavo au fost demiși cu 36 de voturi. Socialiștii, liberalii, reprezentantul partidului nostru și câțiva independenți au ridicat mâna. 36 de voturi pentru și acum supun votului amendamentul. Conform legii, atribuțiile lui Codreanu ar urma să fie preluate de către secretarul CMC Adrian Talmaci, iar în funcția acestuia va ajunge șefa administrației publice locale. Talmaci nu a apărut încântat de asta, menționând că situația ar putea duce la blocajul activității primăriei. În această perioadă, practic, nu se semnează nimic în primărie, certificate de urbanism, autorizări la construcții. Oricum, a rămas neclar cine va conduce orașul în următoarele 3 luni până la alegerile locale. La câteva ore după votul din
Consiliu, Ruslan Codreanu a organizat un briefing de presă ca să-și anunțe public demisia. Acesta spune că a fost acuzat pe nedrept. Eu astăzi îmi anunț demisia din funcția de viceprimar pe domeniul social al municipiului Chișinău și respectiv din interimatul funcției. Noi, administrației de tranziție, pe 3 luni de zile până la alegeri, îi doresc mult succes și eu nu plec niciunde din oraș, nici eu, nici colegii mei. Iar Nestor Grozavu, care a fost viceprimar al capitalei timp de 12 ani, spune că se bucură că în sfârșit pleacă și că va reveni la activitatea sa de arhitect și profesor. Dar dacă știam în ce cuib de vest vin, nu cred că mă cădeam de acord niciodată să vin aici. Dosare penale nu este cel mai mare pericol acolo unde nu ai avut nicio atribuție, oricum se va demonstra nevinovăția dacă acest lucru va fi. Ruslan Codreanu a asigurat funcția de primar interimar începând cu luna mai a anului trecut, după ce Silvia Radu a intrat în campania electorală pentru alegerile locale. Ulterior, tot el a semnat o dispoziție prin care s-a numit în această funcție, după ce instanțele de judecată nu l-au recunoscut pe Andrei Năstase drept primar. Anterior, Codreanu a fost consilier municipal din partea PPM. Un deputat din blocul Acum a sesizat Consiliul Concurenței privind înțelegerea de cartel de pe piața publicitară. Colega noastră, Daniela Focșa, are mai multe detalii. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Patricia! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Autorul solicitărilor este Radu Marian. Acesta a scris că există informația precum că 70% din veniturile de pe piața publicitară merg către o singură casă de publicitate. În același timp, se mai știe despre o înțelegere care exista într-un grup de televiziuni și o anumită casă de publicitate. Astfel, Marian cere autorității să intervină cât mai curând, pentru că în ultimii ani s-au comis mai multe abuzuri. În același timp, acesta a mai expediat încă două solicitări. Prin una cere să fie elucidată situația de pe piața produselor cerealiere, dar în același timp și a produselor lactate. Anul trecut, ProTV, alături de alte televiziuni, a depus de două ori cereri către Consiliul Concurenței, prin care a cerut să intervină de urgență pentru că situația s-a distorsionat. Pentru că mare parte a veniturilor merg doar către unele televiziuni, în timp ce altele au mari pierderi. Atunci Consiliul Concurenței nu a venit cu un răspuns. Astăzi, contactați de către noi, reprezentanții autorității ne-au spus că vor veni ulterior cu anumite informații. Atât la acest subiect, Patricia. Daniela, îți mulțumesc. Maia Sandu vrea să o aducă pe Laura Codruța Kövesi și la Procuratura Generală pentru că nu mai are încredere în cetățenii Republicii Moldova. Este declarația lui Eduard Harunjan, care a dat de înțeles încă o dată că nu are de gând să plece din fruntea instituției. În felul acesta i-a răspuns și lui Igor Dodon, care i-a dat 10 zile la dispoziție să demisioneze. Ministrul așa vede situația, este dreptul ei așa să vadă. Există o lege, există o procedură. Denumire. Există o Constituție. Haideți să ne uităm prin prisma acestor legi fundamentale ale statului. Eu aici pot să vorbesc, dar de ce anume doamna prim-ministru dorește așa? Deci urmează să o întrebați pe dumneavoastră. Așa a comentat Eduard Harunjan scrisoarea trimisă de Maia Sandu fostei șefe DNA din România, în care o invită să se gândească să ocupe funcția de procuror general la Chișinău. El a evitat să răspundă la declarația lui Igor Dodon, care a spus că va modifica legislația așa încât Harunjan să poată fi demis dacă nu depune singur cererea în 10 zile. Eu niciodată, cât am să fiu în funcție publică, nu voi comenta nicio declarație care vine din zona politică. Totodată, procurorul general a declarat că nu are niciun fel de informații oficiale despre dosarele din Rusia ale lui Vlad Plahotniuc. Organele de drept din Rusia nu au cerut sprijinul celor de la noi, spune Harunjan. Atunci când un cetățean al Republicii Moldova săvârșește infracțiuni pe teritoriul altui stat, este de competență acelui stat să-și investigheze infracțiunile săvârșite pe teritoriul său. Procuratura Generală a Republicii Moldova, fiindcă de fiecare dată când vorbim de urmărire penală, spune Procuratura Generală, nu are competență să se amestece în dreptul suveran al oricărui stat să încheteze sau să participe această investigație. La conferință, Adriana Bețișor, adjunctă a Procuraturii Anticorupție, după ce și-a dat demisia din funcția instituției, a spus că decizia ei nu a fost luată din cauza unor presiuni. Deci sunt din motive personale, asta nu înseamnă că au fost careva cedări din partea mea referitor la tot ce înseamnă presiunea publică.
Întotdeauna am fost supusă presiunii publice și mie îmi pare foarte rău că de foarte multe ori lumea interpretează că și asociază investigarea furtului din începând cu perioada anului 2007 până în 2014 cu un singur om, cu mine. Bețișor, care instrumentează dosarul lui Lanșor, susține că posibila ieșire din țară a fostului primar de Orhei, condamnat la pușcărie pentru fraude bancare, nu a fost înregistrată oficial. Deci noi nu am stat și cu mâinile în buzunar și am permis cineva să părăsească teritoriul țării. Noi am făcut maxim posibil și am aplicat de două ori, am mers cu Ilan Șor în fața instanței de judecată pentru ca să fie arestat. Și nu poate fi invocat că procuratura anticorupție a fost cea care a permis ca Ilan Șor să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Pentru că a fost controlul judiciar, este o măsură care este dată de către instanța de judecată și dânsul are obligații față de instanța de judecată atunci când dorește fie să părăsească teritoriul Republicii Moldova sau fie să facă alte acțiuni. Procurorul general a răspuns la toate întrebările jurnaliștilor, asta deși înainte de schimbarea guvernării, acesta evita presa. Anul acesta cele mai multe accidente rutiere s-au produs în raionul Orhei. Multe dintre ele sunt rezultatul inconștienței și al vitezei exagerate cu care se încumetă să circule șoferii. Ca să învețe minte pe cei irresponsabili, astăzi poliția a instalat filtre de control în zona. Primele ore ale dimineții, polițiștii au creat filtre de control pe șoseaua Chișinău-Orhei. Pe această stradă din localitatea Gornai au parcat 10 mașini de poliție, iar șoferii sunt trași pe dreapta și atenționați să-și achite amenziile dacă le au. A fost ales acest segment de drum pentru că de la începutul anului au fost înregistrate 26 de accidente rutiere, soldate cu 2 morți. Permisul de conducere, pașaportul tehnic, vă rog frumos. Prima încălcare o aveți data 31.05.2019, 15.45. A doilea încălcare o aveți 21.06.2019. Cei care nu au comis încălcări au fost lăsați să meargă mai departe. Bună ziua! Nu, 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 normal, nu aveți încălcări la chestia. Vă dorim o zi bună! Mulțumesc! Unii au recunoscut că au fost cazuri când nu au respectat regulamentul, în timp ce alții spun că nu își amintesc să fi încălcat legea vreodată. Data 24.05.2019, ora 10.40, Stăuceni. Eu nu știu la semafoarele este, eu... De la Stăuceni încoace, n-au observat să încalc. Așa viteză, mai eu mai sus de 60, acolo nu-i dau niciodată. Sunt de acord cu încălcarea, doar vreau să văd cât am încălcat. Da. Care viteză care am avut-o? 69 de... 69. Am înțeles. Acest șofer a acumulat 10 puncte de penalizare, după ce a fost filmat pe picior greșit de camerele de supraveghere. El a promis că va fi mai atent de acum încolo. Aveți 10 puncte, încă 5 puncte și puteți rămâneți fără permis. Și ai viață. Viața e viață, sănătate tuturor, da? Așa au zis cantul. Pentru că în ultima vreme oamenii legii s-au confruntat în timpul unor asemenea razii cu diferite incidente, șoferii alegând să se opună indicațiilor și să insulte polițiștii. Ioane, stai mai cu minte aici! Băi, dă-i pașii, dă drumul ăla de aici, stai! Ișu, ișu, măi! Mai nu faci nică și nu... Gata, mă, las că mușa, stai! Cine sunteți? Mai întâi de trei. Bună seara, Piet Spuni. Am spus bună seara. Bună seara. Vă simțiți bine? Ați mâncat altceva? Domnul șofer. Vă simțiți bine? Ați mâncat altceva? Ultima dată vă întâlnesc. Nu prezentați atât în forță fizică și mijloace speciale. Prezentați legitimația, vă rog. Legitimația, vă rog. Legitimația! Amin. Astăzi, inspectorii au decis să le amintească și cum ar trebui să se comporte atunci când sunt opriți pe dreapta. Polițistul se apropie de unitatea de transport, se prezintă, invocă motivul stopării. Pe cealaltă parte, conducătorul auto este obligat, conform prevederilor regulamentului circulației rutiere, să rămână în unitatea de transport. Conducătorul auto trebuie să înmâne documentele pentru verificare. În cazul în care noi este de acord cu acțiunile agentului de patrulare, poate să apeleze linia fierbinte anticorupție 1520, sau dacă nu i-a plăcut comportamentul agentului de patrulare sau are careva întrebări la acțiunile care au fost realizate, poate să se adreseze cu o plângere la organele de abilitate. Drept răspuns, cei mai mulți dintre șoferi au spus că fac totul ca la carte. Îs curat! Uitați că m-au oprit, am dat acte la control, să verifici. Altceva și pot să fac. Nu o să-i sar la om în cap, asta e lucrul lui. Totodată astăzi, la intrare și ieșire din satul Gornoie, polițiștii au pus două mașini capcană, care timp de o oră au înregistrat peste 40 de încălcări ale limitei de viteză. Oamenii legii spun că astfel de razii vor fi făcute săptămânal. Ingineri, marinari sau economiști, se visează absolvenții din Moldova care au căutat oferte la universitățile de peste Prut prezentate la un târg organizat în capitală.
Studiile și diploma în general sunt recunoscute și peste hotarele țării și în viitor probabil aș vrea să trăiesc undeva într-o țară europeană. Tinerii își doresc o meserie care să le permită salarii generoase. Ce oferte au găsit la standuri, vă spunem imediat la știri. O femeie a ajuns cu piciorul fracturat la spital după ce a fost lovită în plin de o mașină într-o intersecție din capitală. Martorii susțin că pietonul a traversat la culoarea verde, dar era încă pe carosabil când semaforul a arătat roșu, iar o șoferiță a pornit din loc și a izbit-o cu mașina. Accidentul s-a produs azi dimineață, în jurul orei 10, la intersecția străzii Docuceaiev cu șoseaua Hâncești. Văzut că doamna alerga și n-a văzut că alerga? Nu poate fi. Dar pe ei fiind alergic, ce, 20 ani? Păi ia minte, sunt cel puțin. Păi nu, sunt jumătate de moarte. În scurt timp, la fața locului au ajuns oamenii legii. Între timp, soțul femeii lovite și șoferița implicată în incident au început să se certe. Femeia a început să traverseze strada când la semafor arăta roșu pentru mașini. Ajunsă la jumătate de drum, s-a aprins culoarea verde. Iar în acel moment, povestesc martorii, unul dintre automobile a pornit și a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni. Ce nici mie admirare că șoferița nu s-a coborât măcar să o întrebe să-i dea o gură de apă sau să-i dea ceva din medicament, un simplu sau chiar cel puțin să sune la salvare. Victima a fost transportată la spitalul de urgență. Medicii au constatat că are piciorul fracturat, ne-a spus femeia, și că urmează să stea cu el în gips o perioadă. Колесо мене наехало на ногу. Я упала. Я не смогла подняться. Уже там люди вызвали скорую, муж подошел. Femeia ne-a povestit că șoferița nu s-a grăbit să-i acorde vreun ajutor. Она выскочила из машины и говорит: "Доамна, спайте, вставайте, доамна, вставайте". Как будто я специально упала перед ее машиной. Oamenii legii spun că dacă se va stabili că leziunile suferite de femeie sunt de gravitate medie, șoferița în vârstă de 41 de ani se va alege cu dosar penal, iar dacă leziunile sunt ușoare, aceasta va plăti o amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Un cutremur de 6,4 grade pe Richter a zguduit statul american California. Seismul cel mai puternic din ultimii aproape 30 de ani din regiune a provocat pagube majore. Persoane decedate nu sunt, dar câțiva oameni au suferit atacuri de panică. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter s-a produs la o adâncime de aproape 10 km la nord de Los Angeles. Potrivit specialiștilor, este cel mai puternic seism din ultimii 28 de ani din zonă. Efectele lui au fost vizibile în multe locuri. Într-un oraș aflat chiar la marginea epicentrului, o casă a luat foc. We were inundated with calls, with fires. And obviously stores that were shaken with stuff falling off the shelves. Potrivit autorităților, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică. Un spital a fost evacuat, iar pompierii trebuie să verifice starea clădirii. Specialiștii anunță că seismul a fost urmat de zeci de replici. Absolvenții din Moldova vor să fie studenți în România. Zeci de tineri au mers ieri la un târg cu fel de fel de ofertă pentru universitățile de peste Prut. Reprezentanții instituțiilor au căutat doritori în special la economie, inginerie sau transportul naval și feroviar, iar viitorii studenți au spus că vor să învețe o meserie care să fie bine plătită. Tinerii pot alege să facă studii superioare într-un oraș în care să aibă litoralul la picioare. Universitatea Maritimă din Constanța îi atrage pe basarabeni și cu salarii generoase după absolvire. Absolvenții noștri obțin niște salarii deosebit de atractive, care pornesc la 3.000 de euro până la 10.000 de euro pe lună, în funcția de comandant. Pentru practică pe navă, cadeții primesc câte 50 de euro pe zi, iar ulterior avansarea în carieră este rapidă. Aceștia au oportunități pentru joburi și pe uscat. Cei atrași de un salariu cu care pot să-și îndeplinească visurile nu au întârziat să apară. Oferte foarte bună. Salariile m-au atras. Medicină farmacie, cred că alt
alternativa fi. Printre standurile la care s-au format cozi este și cel al universităților din București. Universitatea de Stat, Politehnică și Academia de Studii Economice sunt unele dintre instituțiile pentru care se dă marea bătălie. București e mare, dar comunitatea din moldoveni din București e ca un sat. Noi ne știm plus minus toți între noi. Avem asociații care ne unesc, ne facem tot felul de evenimente. Ne simțim foarte bine, pentru că există foarte multe oportunități de angajare în domeniu. Universitățile promit condiții bune în cămin, camere dotate cu baie, televizor, frigider și internet gratuit. Dorin este student la Alba Iulia de 2 ani. Spune că în acest an a beneficiat de programul Erasmus, astfel a studiat jumătate de an și în Polonia. La finele semestrului, majoritatea basarabenilor iau și bursele de merit, de performanță, chiar poți să iai și 3 burse. Cei care își doresc să fie aproape de casă pot alege Iașiul. Azi venim doar cu informații, venim cu oferta noastră de admitere. Depunerea dosarelor se face într-o perioadă fixă. Este admiterea online deschis. Tot pachetul de documente îl scanează, îl fotografează și PDF-uri, cum le vine lor ușor, completează o fișă de înscriere. Absolvenții, deja cu gândul studenți în România, spun că oportunitățile de peste Prut sunt de-a dreptul ispititoare. Unii au venit însoțiți de părinți. Așteptăm doar diploma de bacalaureat și în rest suntem gata să înaintăm. Care e direcția? Vă zic că la general e medicina. Dorul este chiar și o zi dacă nu o vezi. Sperăm că intrăm la ea și nu e atât de departe. Ce cauți anume? Nivelul de experiență și studii care poate să-mi oferi o universitate. Studiile și diploma în general sunt recunoscute și peste hotarele țării și în viitor... Probabil aș vrea să trăiesc undeva într-o țară europeană. Potrivit ambasadorului României în Republica Moldova, de anul trecut admiterea se face doar online. Din numărul de locuri la buget distribuite pentru fiecare universitate, administrația instituției este cea care decide numărul locurilor pentru studenții moldoveni. Bursele pentru copii, pentru studenții, pentru elevii din Republica Moldova, cred eu că reprezintă o excelentă oportunitate. Reprezintă o șansă uriașă pe care acești copii o au să studieze în universități serioase, de data aceasta fără să plătească niciun fel de taxe. În capitală, Târgul Universităților din România va fi organizat pe 6 și 7 iulie la Bălți și respectiv Cahul. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezei se încheie aici. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!